Pompierii militari din cadrul ISU Dobrogea au fost alertați duminică seară în jurul orei 19 prin 112 să intervină la un grav accident rutier pe raza localității Culme. La fața locului a fost mobilizat un echipaj smurt și unul de la descarcerare. Conform cercetărilor, un bărbat în vârstă de 43 de ani, domiciliat în Ovidiu, a condus o mașină pe drumul județean 228 dinspre drumul național 2A, dinspre Ovidiu, spre localitatea Poarta Albă. Potrivit IPJ, la kilometrul 10+600, din cauze încă nelucidate, bărbatul a pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturnat cu mașina în afara carosabilului. Martorii care au trecut prin zona au sunat îngroziți la 112 pentru a cere ajutor. Din păcate, până la sosirea paramedicilor și a echipajului de la descarcerare, bărbatul a murit. Polițiștii spun că acesta nu poseda permis de conducere. Polițiștii constanțeni au stabilit faptul că respectivul conducător auto nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauza a fost întocmit dosar penal. Se precizează într-un comunicat al IPJ Constanța.